Un adevărat festival al colindelor, obiceiurilor și datinilor populare a avut loc în a doua zi de Crăciun la Sadova. Încă din deschiderea evenimentului, primarul comunei Mihai Constantinescu Otcu le-a urat cetățenilor un an nou rodnic, amintind totodată de realizările din acest an ale administrației publice locale. În primul rând, aș vrea să le spun bun venit tuturor turiștilor și musafirilor care au venit la noi, la Sadova, să petreacă Crăciunul, aici, în inima Bucovinei. Dragii mei, este sfârșit de an 2018. An centenar. An cu foarte multe obiective culturale. Aici aș vrea să mulțumesc tuturor cetățenilor, în primul rând, din Comuna Sadova. Vreau să mulțumesc preoților din Comuna Sadova, domnului director de la Școala Gimnazială Sadova, copiilor și dumneavoastră tuturor. Vreau să vă doresc un Crăciun fericit în continuare, multă sănătate, bucurie și tot ce vă doriți. Vreau să mulțumesc pe această cale Consiliul Local Sadova, că a fost alături de mine și am realizat foarte multe proiecte în an centenar. Vreau să vă spun numai câteva din ele, niște proiecte care trebuie spuse acum la sfârșit de an. Avem 8 km de asfalt care s-au finalizat în acest an. Avem aducțiunea a 8 km de apă în Comuna Sadova. Și avem cele două poduri care s-au construit, unul care se va finaliza în primăvara anului 2019. Pe această cale trebuie să mulțumesc iarăși Consiliul Local Sadova, trebuie să mulțumesc Consiliului Județean Suceava și colegilor mei primari care au fost alături de noi și sunt și acum alături de noi. Bună ziua și la mulți ani, oameni buni! N-am loc decât să vă urez sincer sărbători fericite. Felicitări, Sadova dragă, pentru că iubiți tradițiile, iubiți obiceiurile, sunteți prietenii noștri. Am făcut în acest an centenar multe lucruri frumoase să promovăm frumoasa Bucovină. Și voi ați fost și rămâneți în centru atenției. Sunteți o capitală a tradițiilor autentice Sadova. A urcat apoi pe scenă artiști locali și nu numai, fiecare dintre ei având un program artistic special pregătit pentru această zi. Rămâi gazdă, rămâi gazdă sănătoasă, până anul, până anul tot voioasă. Rămâi gazdă, rămâi gazdă sănătoasă, până anul, până anul tot voioasă. Când pornim acolinda, acolinda, tu să nu-ți închizi poarta, închizi poarta. Când pornim acolinda, acolinda, tu să nu-ți închizi poarta, închizi poarta. Că noi nu te-am ocolit, te-am ocolit și cu drag tot om venit, tot om venit. Că noi nu te-am ocolit, te-am ocolit și cu drag tot om venit. Tortăță, o prea curată,
Naștiu-n fiu, asta-i sara, sara lui Crăciun. Asta-i sara, sara lui Crăciun. Seară pe strate, Fecioara Maria, din Viflaim cetate, călătorim. Din Bucovina mea domnească, pe tot ce este sfânt în alte țări străine, cum nu dau nici colinda românească, pe oricare cântec ce răsună astăzi pe pământ.
copile! Și voi tinere copile! Și dați-vă lângă fereastră! Și ascultați urarea noastră! Și dați-vă lângă perdeale! Și ascultați vorbele mele! Jucălei și clăpăței! Ia-vă urați, urați-vă! Seara lui Vasile Sfântul mi-a luat căciula vântul și mi-a dus-o la fereastră chiar aici la dumneavoastră. Și venind după căciulă să vă spun și o urătură. Foaie verde de mărău, bună seara, gospodar! Gospodar și gospodine, și voi tinere copile, mâine avem Sfântul Vasile, mâine anul nou ne vine. De dormiți, de nu dormiți, eu vă rog să vă treziți și să treceți la fereastră, să ascultați urarea noastră. Am pornit lungul de seară și-am urat cu el prin țară și-am urat comuna toată, că-i frumoasă și bogată. Ia-mi roatul mai flăcăi, mai sunați din zurgălăi și pocniți gândice măi, să răsuni munți și văi. Mânați, măi!
să aveți versuri în toate, să vă frate Nicolași cu dorul, să vă largă plugușorul. Hei, spre zani și cea Florean, la anul și la mulți ani! Invitații speciali de anul acesta au fost Ana Ilka Mureșan și Marius Ciprian Pop. Păstori se întâlnire, trei păstori.